Rolul acupuncturii este acela de a regla circulația energetică din corp. Dacă sistemul funcționează normal, este prevenită apariția bolilor. Energiile în organism pot să fie în exces, să stagneze, să fie în deficit pe anumite puncte și meridiane energetice, și acest lucru duce la afectarea funcționalității organismului. Boala înseamnă acest dereglaj, iar pe punctele de acupunctură reglez circulația energetică și în anumite stadii ale bolii poți chiar să o vindeci. Sunt multe boli ce pot fi vindecate cu ajutorul acupuncturii, mai ales dacă nu sunt în stadiu avansat. Printre acestea, diabetul, asmul, ulcerul, miopia și hipoacuzia, scleroza multiplă și chiar parezele. Rezultate foarte bune sunt în afecțiuni neurologice de tip pareză, monopareză, pareza frigore, hemipareză după accidente vasculare cerebrale ischemice sau hemoragice. Dacă se luate de la început, rezultatele de recuperare sunt mult mai bune decât după tratamentele clasice și uh, scurtează foarte mult perioada de invaliditate a bolii. Acupunctura este disciplină obligatorie de studiu în facultățile de medicină din Europa, din păcate, nu și la noi.